aici, rușii sunt copleșiți de solidaritatea internațională cu Ucraina, de simpatia de care se bucură poporul ucrainian, de simpatia de care se bucură președintele Zelenski în acest moment în cancelarii de lumii și în opinia publică mondială, și vor să mineze această simpatie cu tot felul de acuzații care mai de care mai aberante. Sigur, sunt acuzații extrem de grave într-un alt context, poate că le-ai fi putut acorda atenție și ai fi putut cere analize, cercetări, mai provenind din partea Rusiei, e greu să faci acest exercițiu. Pentru simplu motiv că Rusia, în majoritatea covârșitoare a cazurilor de acest tip, minte, induce în eroare, sunt informații false și fac propagandă deșențată cu minciuni grosiere. Profesor, dar este un mesaj pentru publicul, pentru un zilder, ca să zic așa, pentru publicul din Rusia, sau este un mesaj adresat publicului din afară în încercarea de a fractura cumva solidaritatea, frontul solidar care există vis-a-vis de Ucraina? Acum că publicul internațional, presa internațională pică și ea în clasa propagandei rusești, ăsta e un fel de bonus pe care îl obține Lavrov. În primul rând, el se adresează publicului intern din Federația Rusă ca să întărească convingerea acestui public că singura soluție a lui Putin era să atace Ucraina. Bun, să atace, să desfășoare această operațiune militară specială împotriva Ucrainei, pentru că altfel, ia uitați ce fac Ucrainei, pregătesc arme chimice. Acum, narațiunea care e la modă în Rusia este că Putin a decis această operațiune ca să preîntâmpine un atac ucrainian care, uite, se vede, putea să fie și cu arme chimice. Deci e absolut aberant, e propagandă pur și simplu. Domnule Sinelu, propagandă, dar eficientă sau nu? Că asta e problema. Ne-am obișnuit cu o mașinărie infernală, aș spune, a propagandei rusești, dar extrem de eficientă, și putem începe de la războiul, de la anexarea Crimeei până la alegerile din Statele Unite. Da, într-adevăr, propaganda rusă a funcționat pe toate planurile. Ce este foarte important, eu aș vrea să le decodific puțin mesajul Crimeei în altă notă. Caută cu această declarație a lui Lavrov să determine opinia mondială că Ucraina a fi făcut arme biologice și chimice, și vezi, Doamne, dacă noi, deci acum decodificarea, urmează un atac probabil cu arme chimice și biologice din partea Rusiei, dar nu suntem vinovați, sunt ucrainiene care au pe teritoriu aceste laboratoare și care au acceptat așa ceva. Deci aș decodifica în altă notă, din cauza că trebuie să avem în vedere acțiunile de până acum, deci informarea permanentă și propaganda rusă, inclusiv prin luările de poziție a lui Putin, a lui Lavrov și a celorlalți militari inclusiv a oligarhilor ruși. Rămâneți că această chestiune a credibilității, domnul Stormer, informațiile de echipă acum. Ce vedeți acum, sunt imagini de la domnul Severin, domnul Ștoră, cozi infernale la benzinării. Asta după ce prețul a crescut astăzi foarte mult. Oamenii sunt în panică. În legătură telefonică directă cu noi, domnul Ion Tache, președintele Asociației Benzinarilor Particulari din România. Bună seara, domnule Tache. Am văzut cu două imagini circulă deja pe rețelele de socializare cu preț crescut al benzinei. 11 lei la litru deja sunt... Nu în toate zonele au crescut. Prețul a crescut acolo unde șmecheria a mers. Ce înseamnă? Prețul a crescut, s-a lansat zvonul și am zis, domne, a trecut vremea pandemiei, au venit vremea războaielor, trebuie să dăm un tun, hai să lansăm zvonul, că nu o să mai existe benzină în piață și că barilul o să se ducă la 300 de lei, așa cum mi-a spus rușii. Nu, barilul este la 134 de dolari și nu justifică prețul acesta, ca prețul să fie de 10 lei. Barilul ar trebui să fie peste 180 de dolari, între 180 și 200 de dolari. Deci nu se justifică acest preț. Cineva a lansat
disperarea. Disperarea a prins cetățenii, ținând cont de situația internațională creată datorită acestui război, s-au panicat și au zis, hai să ne așteptăm la cozi. Am văzut, venind de la București, am văzut la toate benzinările cozi nu atât de mari și nu la prețurile acestea de 11 lei. Deci prețurile sunt nejustificate. Eu cred că de această dată Consiliul Concurenței ar trebui să-și intre în atribuții și ceea ce a făcut în această seară Ministrul Energiei a făcut un lucru extraordinar de bun, că a anunțat că există stocuri suficiente de titrei și de petrol, încât să nu fie, să se creeze această panică. Iar cei care cresc prețurile atât de mult nejustificat ar trebui să se creeze și probabil că i-am învățat să termină să stopeze această petrolie într-o dramă. Într-o dramă europeană, într-o dramă mondială, atât ce se întâmplă. S-a întâmplat cu pandemia, au fost crize. Deci nu avem motive, nu sunt motive pentru creșterea prețurilor, nu mai ales nu sunt motive pentru creșterea prețurilor atât de mare și sunt motive pentru cost, pentru că există stocuri. Bun, mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări. Doamne, că s-au fost tocmai în până problema cine cade victima propagandei. Pe cozi la benzinării n-am putut să-mi imaginez că vom avea acum în condițiile astea. A existat într-adevăr temeri ale liderilor occidentale exprimate public cu privire la creșterea prețurilor. Dar de aici până la aglomera a face cozi mari la benzinărie, totuși un pas mare. De ce ne e frică nouă aici în România? Aveți o explicație pentru aglomerația asta bruscă, pentru temerea oamenilor? A zis cineva că vom rămâne fără benzină, fără motorină? Am avut o România puțin mai specială. Dar o problemă de încredere în autorități. Chiar dacă miniștrii ar fi buni comunicatori, ceea ce nu e cazul cu toți miniștrii, niște care și public să comunice gradul de încredere în guvern, în politicieni, România e destul de scăzut, astfel încât în instituțiile din România e destul de scăzut, astfel încât prin toate zborurile, explica nici mie de ce a dispărut iodul din farmacii și s-au apucat oamenii să ia pun pastile de iod, ele fiind dăunătoare, sănătoase, în ultimele două săptămâni. Și tot felul de astfel de, nu știu cum le-aș putea spune, zvonuri care capătă relief în mintea cetățenilor români de ceea ce este cozi la pașapoarte. Uniunea Europeană nu te duci cu pașaport, ajunge să te duci cu buletin. Și au mintit toți în aceste zile că erau pașaport, ce fac? Pleacă în Australia, acolo le-a trebuit pașaport. În Australia sau Noua Zeelandă sau Statele Unite. În Europa nu trebuie pașaport. Sau să schimbi nu valuta, să cumperi dolari. Fix în momentul ăsta, deci există e și o problemă de cultură, e și o problemă de încredere în autorități și poate e o slăbiciune a statului public românesc, opinie publice românești care, nu știu, se prinde ușor, e ușor de manipulat, ușor de prea panică în România. În momentele astea, când dai la frontiera de tragedie a Ucrainei, când ar trebui să stăm aici cu încredere și să se ajutăm pe refugiați, numărul lor o să crească în următoarele zile și săptămâni, când e foarte mult de lucru în această țară, noi stăm să mușcăm, să credităm toată această și propagandă rusească, dar și diverse manipulări sau automanipulări. Ceea ce e destul de grav și creează, nu știu, scade reziliența României la interferi de felul ăsta. Păi, asta e într-adevăr o situație extrem de complicată, pentru că dacă se confirmă unele scenarii și războiul din Ucraina va dura mult, România devine pe fondul acestei lipse de încredere a autorității și mai vulnerabilă. Foarte interesant, astăzi a apărut în presa americană o analiză făcută de către directorul CIA cu privire, și de către CIA în special, cu privire la greșelile, erorile pe care le-a promis Vladimir Putin în pregătirea campaniei de invazie a Ucrainei. Marius Gărașiu are informații. Marius, bună seara! Bună seara,
bun găsit tuturor. Șefii serviciilor de inteligență din Statele Unite ale Americii au fost audiați în Congresul American, iar directorul CIA, William Burns, de exemplu, a spus Congresului American în cadrul acestor audieri din Comisia de Informații că Vladimir Putin și-a bazat decizia de a invada Ucraina pe 4 ipoteze false, pe 4 presupuneri greșite. Mai exact, atunci când a luat decizia de a-și trimite armata în Ucraina, Vladimir Putin a crezut în primul rând că Ucraina este o țară slabă și foarte, foarte ușor de cucerit. S-a lovit însă de rezistența eroică a armatei, de rezistența populației și s-a dovedit că această premiză de la care a plecat a fost falsă. O altă ipoteză falsă pe care a vizat Vladimir Putin potrivit CIA este, a fost aceea că Europa nu va impune sancțiuni majore, că Europa este distrasă cu alte probleme, că este concentrată pe cu totul alte dosare și că nu va da o replică puternică. În special se aștepta Vladimir Putin ca Germania și Franța să nu reacționeze foarte puternic, să nu riște o confruntare cu Federația Rusă, din punct de vedere economic, evident, și aici s-a înșelat Vladimir Putin, spune directorul CIA. O altă presupunere falsă pe care a făcut-o Vladimir Putin, potrivit acestei analize prezentate de șeful CIA în Congresul American, a fost aceea că economia Rusiei este suficient de puternică încât să reziste sancțiunilor impuse de Statele Unite și de Uniunea Europeană, ceea ce nu a fost cazul. Vedem cu toții că economia rusă este lovită în aceste zile de aceste sancțiuni, de embargoul pus de Statele Unite în privința petrolului, în privința gazului și cărbunelui adus din Rusia. De asemenea, și Uniunea Europeană se pregătește să reducă treptat dependența de resursele energetice din Rusia. Și ultima presupunere falsă, ultima ipoteză greșită pe care a mers Vladimir Putin, spun cei de la CIA, a fost aceea că a avut prea mare încredere în armata sa și a supraestimat capacitatea de luptă a armatei. A crezut că armata rusă este suficient de puternică și de modernizată și de echipată, astfel încât să poată cuceri în doar câteva zile Ucraina, pentru că asta spune directorul CIA. Vladimir Putin credea că armata rusă este capabilă să ducă un război fulger, un război blitzkrieg, în urma căruia Ucraina să capituleze în doar câteva zile. Nu doar că nu este așa, ba mai mult, șeful CIA spune că, potrivit analizelor sale de inteligență, Vladimir Putin ar fi astăzi extrem de nervos, extrem de frustrat că planul inițiat în privința războiului fulger a eșuat și din acest motiv, din păcate, directorul CIA spune că următoarele săptămâni vor arăta foarte, foarte urât, chiar asta a fost exprimarea, pentru că Vladimir Putin, forțat de acest eșec inițial al războiului fulger, va decide să intensifice atacurile în Ucraina și nu va mai ține cont de victimele civile care ar fi produse de bombardamentele armatei ruse, spune șeful CIA William Burns că e clar că Vladimir Putin s-a înșelat în toate privințele atunci când a decis să invadeze Ucraina și că următoarele săptămâni ar putea fi tragice pentru Ucraina. Însă, CIA mai menționează ceva foarte important, spune că populația din Ucraina va rezista eroic și asta îi face pe ofițerii de informații americani să scrie în acest raport prezentat Congresului American că va fi foarte greu pentru Vladimir Putin să-și ducă planul până la capăt, adică să instaleze un regim marionetă la Kiev, să-și pună acolo un președinte și un guvern pro-rus. Mulțumesc foarte mult, Marius. Domnule Smirianu, totuși, cam multe greșeli, cam multe erori pentru un mare lider militar, cum s-a zugrăvit, nu doar politic, ci și militar și internațional, așa s-a zugrăvit portretul domnului Putin, cam multe greșeli și cam în zone grele. Da, Putin s-a bazat pe, în primul rând, pe cei 51% din populația rusă, rusofilă sau rusofonă, din zonele Donetsk, Luhansk și partea de est a Rusiei. Din păcate, socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele de pe teren, având în vedere că nu a venit vreodată că va exista o coeziune socială a ucrainienilor în jurul președintului Zelenski. Acest lucru l-a dat peste cap. Anunțase în perioada inițială că va ataca Kiev în 48 de ore, va intra în Kiev. Nu! Suferite de către Vladimir Putin, oamenii au reușit să iasă din încercurire cu forțele locale și la ora actuală, din câte știu, multe localități au revenit practic sub comanda ucrainienilor.
trupele aflându-se, trupele ruse aflându-se undeva la marginea localităților. Deci, acele orașe pe care le-a arătat să ating cucerite de către... Bă, tu ești chiar trâmpită? Bă, tu ești chiar trâmpită? Hai, mai suie-te tu, în pată de ce tu iei. Hai. Hai să vezi ce tu iei, tu. Hai, hai, hai să vezi ce trăi. Problemele
prieten să te ajute. Luna aceasta cumperi un spray nasal Ialoclin de 30 de ml și ai 50% reducere la Ialoclin Defense de 14 plicuri. Prinde ofertele lunii la farmacie. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Și extractelor din plante și fructe. Patusin, am spus patuse. Farmaciștii Catena știu cum să te ajute. Luna aceasta cumperi Celatrin extract forte 60 de capsule și primești gratuit o cutie de Colatas. Prinde ofertele lunii la farmacie. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Of, iar am exagerat. Vai de ficatul meu. Mă isic de greutate. E timpul să ai grijă de ficatul tău și de silueta ta cu Slabul Ficat Slim. Slabul Ficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută la menținerea unei greutăți corporale optime. Slabul Ficat Slim pentru ficat și siluetă. Acesta este supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Afecțiunile cardiovasculare cauzează peste 60% din decesele din România. Acizii grași omega 3 din ulei de pește reduc riscul de producerea infarctului miocardic și accidentelor vasculare. Double Hertz Omega 3, prima opțiune pentru un nivel optim al trigliceridelor și colesterolului. Artere curate, minimul sănătoasă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare Ioncan îmi oferă energia de care am nevoie în fiecare zi. De când folosesc Ioncan, sunt plin de viață și sănătos. Pentru a fi mereu în formă, vă recomand produsele Ioncan. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Esențiale MAD, cu doză mare de substanță activă, are efect triplu. Repare, regenerează și protejează celulele ficatului. Esențiale MAD, grijă maximă pentru ficatul meu. Cu Double Hair Scârcesc, viața este bucurie și mobilitate. Double Hair Scârcesc, îmbogățită cu calciu și vitamine. Probleme cu vederea? Verixin Max conține o doză mare de luteină, vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale.
Esențiale Forte. Prepară, regenerează și protejează ficatul. Esențiale Forte. Grijă maximă pentru ficatul tău. Probleme cu articulațiile? Încearcă SupraMax Articulații, ce conține colagen pentru funcționarea normală a articulațiilor. SupraMax Articulații. Întinerește-ți mobilitatea. Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Acum Dr. Max Magneziu de 6 Premium la 12,99 lei și Dr. Max Omega 3 la 9,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Prețuri Dr. Max de mici. Comanda acum și online pe drmax.ro. Grăbește-te să prinzi ofertele noi. Doar până duminică ai apa carpatica, apă minerală plată 1,5 litri, 5 plus 1 gratis la doar 13,75 lei. Mozzarella clasic 125 de grame la... Mulțumesc! Nu prea să, eu nu prea pot să văd când îmi scrie cineva, pentru că efectiv telefonul este chiar foarte aproape de mine, iar eu trebuie să stau într-o anume poziție ca să pot să văd și totodată să și răspund mesajelor. La benzinării, benzina a ajuns să se vândă și cu 11 lei litrul ăsta, deși ni se spune... Dar din când în când mă voi uita și dacă voi vedea vreun mesaj sau coment, bineînțeles, voi răspunde. Bună seara, bun găsit tuturor! Ne anunță premierul Nicolae Ciucă că deja a dispus începerea de controle ample la stațiile de alimentare cu carburant, pentru că guvernul României nu va permite suspenderea pașii nicio tentativă de speculă. Este un comunicat pe care guvernul României prin vocea purtătorului său de cuvânt Dan Sărbunaru și ne spun reprezentanții guvernului că nu există motive reale pentru creștere accelerată de prețuri în România, pentru că țara noastră are stocuri suficiente de carburant. Iată așadar că guvernul dă asigurări că România are stocuri și că acest preț nu se justifică de 11 lei, cum spuneai și tu, și astfel guvernul a... Cam în cât timp termin portretul? Sincer, câteva ore bune, undeva la 7, chiar 8 ore, adică ceea ce vezi e un triplu portret aici, vorba de 3 persoane, în niciun caz de o singură persoană, și fiecare în parte necesită atenție proprie, ca să zic așa, știi? Mi-e greu să explic și să găsesc vinovați. Pe de altă parte, văd că premierul a reacționat în același timp, nu anunță controle, în același timp asigură că e benzină suficientă. Dar lumea nu pleacă acasă. E ceva ce nu-mi explic. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Înseamnă că România e un stat totuși din prima linie a NATO, dar extrem de vulnerabil. Ce să înțeleg dacă poți să generezi astfel de cozi la benzină care să blocheze orașe? E șocant, e șocant. Domnule Silian, eu nu știu așa de bucuroasă în legătură cu anunțul premierului cu controle la benzinării, că am auzit tone de anunțuri de genul ăsta fără să se întâmple nimic. Reacția, repet, a românilor este foarte ciudată, e o reacție de panică. Vedeți ce se întâmplă? Rețelele de socializare au preluat practic și au diminuat importanța mass mediei. De ce spun acest lucru? Datorită faptului că acest zvon a fost dat pe rețelele de socializare, indiferent care sunt, marea majoritate sunt conectați toată ziua la Înțeleg. Apreciez enorm arta. Încearcă să devii mai bun pe parcurs. Când spui asta, la ce faci referire? Chiar m-ai ajutat enorm de tare să înțeleg sfatul tău. Să stea oamenii la coadă, să nu mai fie benzină datorită faptului că aprovizionarea se face într-un anumit ritm normal, calculat, bineînțeles, pe un trafic calculat, pe un consum calculat,
Și atunci o să fie problema că vezi, nu mai avem benzină în țară. Stai, că acum am recitit din nou mesajul și era vorba despre tine. Ok, scuză-mă pe mine. Am văzut ceva lucruri de la tine și sincer am rămas șocat. Acum nu pot, nu am de unde să-mi dau seama 100% dacă cumva ești micuță ca vârstă. Cred că din câte am dedus eu, bine, nu m-am uitat pe profilul tău, nu m-am uitat la pozele cu tine, dar așa în mare am dedus că ai undeva între 14 și 16 ani și consider că pentru vârsta asta ești destul de talentat. Adică sunt niște lucrări care prima impresie care ți-o creează în momentul în care te uiți la ele e că bă, ar fi făcute de cineva care are cu mult peste 25-26 în sus și cu o experiență destul de bunicică, adică o facultate, un liceu, mai mult de atâta, știi? Deci ești de apreciat. Am înțeles. Da, m-am corectat. Acum m-am corectat, că n-am dispoziția mea este foarte aproape de telefon, doar pentru ca să pot să pun, să aveți voi, cei care vă uitați la live, să aveți posibilitatea, bineînțeles, să vedeți foarte aproape lucrarea. Și atunci mi-e greu să fiu atent sau să văd mesajele cu voastre corecte. Că, într-un mod corect, să zic așa. Vin de la Andreea Crăculescu, imediat. Andreea, bună seara! Bun găsit, domnilor și domnilor! Da, venim cu dezvăluire despre acest fenomen, într-adevăr, absolut șocant, dar previzibil, pentru că dacă vă amintiți, în urmă cu 2 luni, coaliția a încercat să găsească niște soluții apropo de această estimare a creșterii prețului la carburanți. Din păcate, în urmă cu câteva ore, multe benzinării din România și-au dus prețurile la 11 lei, un preț absolut inacceptabil pentru majoritatea românilor. De aceea ei fac acum cost, mai ales la cele benzinării care au prețuri mici încă, doamnelor și domnilor. Vom veni cu dezvăluiri, va fi și Ministrul Energiei aici în direct. De altfel, domnul a și postat lucruri pe Facebook, acolo oamenii răspund că nu se tem de stocul, ci se tem de aceste prețuri halucinant de mari. Ce face domnia sa în sensul acesta? Venim și cu altă dezvăluire legată de un alt act normativ care se încearcă în Guvernul României și vizează în mod direct bugetul de pensii. Toate aceste dezvăluiri imediat aici la România TV. Mulți înainte. Nu știu, eu ți-am spus, asta m-a făcut să... În momentul în care am văzut lucrările tale, asta a fost primele mele stări pe care mi le-am creat în urma faptului că am văzut ce lucrările pe care le-am văzut. Înțelegi? Și chiar mi-a plăcut. Unele dintre ele știu că le-am și distribuit pe grupul meu, alături de Kevin, suflet de artiști. Le-am distribuit și eu acolo. Și am considerat că merită, bineînțeles, meriți promovată, meriți, cum să zic, susținută din punctul ăsta de vedere, pentru că chiar ești talentată, pe bune. Ai încercat totul și nimic nu funcționează, înseamnă că n-ai încercat încă viciul lasă. Vă prezentăm cea mai nouă tehnologie medicală pentru acasă. Bine, eu mai, pe grupul respectiv, mai distribuie și alte lucrări ale altor membri din grupul acela de SN în Creon, doar pentru că, într-adevăr, îmi place felul cum lucrează tema sau mesajul din desenul lor și totodată și pentru a-i încuraja și a le arăta că, frate, nu sunt singuri. Adică, știi că se întâmplă din nefericire ca și artist, cel puțin în România, să te simți atât de dezamăgit, pentru că vrei nu vrei, ești pus în situația în care să accepti un adevărul ăsta destul de dureros. Arta în România nu ți aduce un venit lunar
sigur sau un trai decent. Bine, acum eu aici mai am și o altă variantă. Mai contează mult și de norocul persoanei respective. Înțelegi? Cu mult drag. Sună la steluță 7171 sau intră pe icredit.ro. Ai credit rapid până la 10.000 de lei și poți câștiga premii de primăvară. Cu tripla putere a colagenului, Colapast activează mobilitatea articulațiilor, tendoanelor și ligamentelor. Caută în farmacie oferta 2 cutii plus una gratis. Colapast, se pune în mișcare. Diclac Gel reduce durerea articulară și musculară. M-am jucat cu nepotul meu și am avut nevoie de Diclac. Soțul meu l-a folosit și el. Diclac Gel, ajutorul nostru împotriva durerii. Ai nevoie la toaletă? Nu. Ești sigură? Da. Mami, vreau la toaletă. Ok, dacă trebuie, hai. Stările de nervozitate și senzația de supra-solicitare sunt semne ale deficitului de magneziu. Asigură-ți necesarul zilnic cu formula originală Magne B6 și controlează situațiile stresante. Nerv de oțel? Nu, Magne B6. Magne B6. Echilibrul vine din interior. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Așa arătau gingiile mele. Pare dureros, nu? Mai puteam oare să-mi doresc și dinți mai albi? Nici eu nu am crezut în prima fază. Până când am descoperit la Calut Activ protecție gingivală și albire delicată. Acum gingiile mele sunt protejate, iar dinții mei au devenit din ce în ce mai albi. La Calut Activ protecție gingivală și albire delicată. Vârsta îți poate afecta creșterea părului, care devine mai subțire și începe să cadă. Cu tonicul Plantur protejezi rădăcinile părului. Îl aplici pur și simplu pe scalp și masezi ușor. Rezultatul, un păr frumos și puternic. Plantur 39. Nu e un creon oarecare. Sunt mine din... E creon din acela cu mină pe care îl adaugi. Nu știu, poți să vezi, nu? Așa? Și l-am cumpărat din Auchan. Este supermarketingul, marketul ăsta de lângă noi de aici, din militar. Care, bineînțeles, n-a costat mai mult de 60-70 de bani. Nu e un creon performant, e un creon foarte simplu. Creon normal, înțelegi? De fapt, sunt HB-uri. În niciun caz n-are treabă cu creoanele de grafică. Iar ăsta negru, la fel, este tot un HP. Nu știu dacă se vede. Vezi ceva acolo? Da? Sunt creoane, de fapt, simple, fără, nu știu cum să zic, nu sunt din acelea profesionale, ai de capul meu, am un lapsus acum. Deci cred că ai înțeles ce am vrut să spun. Apropo de asta, am învățat un lucru, eu am un prost obicei. În momentul în care fac portretele să accentuez extrem de tare, mai ales dacă există un creon gen B2, B3, B4, B5, B6 până la B8, B9, da? Se întâmplă fără să-mi dau seama, din instinct, din obișnuință, să apăs un pic mai mult în locurile în care văd că necesită tonalitate. Și atunci, la final... Ține m-o sună acum. Da, dacă am răspuns pe partea asta, Lanta. Să vedem dacă... Da. Dacă văd că mă aude. Copiază. Da, te aud, cu cine vorbesc? Am auzit că ai o cușcă de iepuri. Că am o cușcă de iepuri? Da, așa am auzit de la mea. Aolea, frate, dacă m-ai sunat pentru ca să mă iei la Caterinca, du-te și lasă-mă. Lasă-mă. Te las.
Ok. Scuze că te-am lăsat pe tine deoparte ca să-i răspund unui zăpăcit după internet. Nu mi-e foame, mamă. Da, încercam să spun că nu lucrez cu creoane din acelea B2, B3, B4 pentru că se întâmplă să am riscul de a exagera prin tonalități. Și atunci am hotărât, cel puțin când fac lucrările, mai ales după fotografie, pentru că, sincer, eu sunt adeptul și prefer mai repede să fac un portret în realitate, adică după un chip real, decât după o fotografie. Cel după fotografie este extrem de dificil pentru că nu poți să vezi detaliile așa cum le vezi în momentul în care faci un portret după un model real. Ok, ca principiu am hotărât să fac mai toate portretele cu creoane de genul ăsta, care pentru noi artiștii le numim de proastă calitate, dar dacă stăm să ne gândim, cu orice categorie de creion, dacă ai, să zicem, habar cum să lucrezi, poți să faci cea mai tare lucrare. Deci nu îți trebuie lucruri de calitate ca să faci ce. Bine, dacă stăm să ținem cont de principiul ăsta în care se spune folosești lucruri de calitate, iese lucruri de calitate. E bine, iată, de data asta, în cazul ăsta, chiar nu treaba asta nu prea se leagă sau nu e chiar obligatoriu. Înțelegi? Faci cu ce îți vine la mână sau cu ce ai posibilitatea și, bineînțeles, important e să vrei, asta e cel mai important, și este indiferent de situație. Este lucrarea foarte, foarte, foarte bine. Super. De obicei, persoanele care desenează bine au creioane scumpe. Ok, stai că ai scris un pic mai mult. Și fac să pară că ai nevoie de materiale scumpe. Că da, realizezi ceva frumos. Dar se poate realiza frumos ceva și cu cele mai ieftine. Adevărat, foarte, foarte adevărat. Uite, de exemplu, eu am o gumă de șters, care, bineînțeles, costă un leu. Un leu și 10 bani, cred că atât am dat pe ea, înțelegi? E adevărat, guma asta nu este întocmai foarte bună, adică din nefericire când șterge aer, am riscul, de exemplu, când e, uite, partea asta groasă, când dau cu ea, automat îmi lasă urme. Clar, nu e atât de bună. Dar am și o altă gumă care, iată, nu-mi lasă urme și atunci cumva compensez. Iar legat de asta, uite, am aici, de exemplu, creoane mină, care are, uite, ca număr B7. Nu știu dacă se vede. Înțelegi? Are B7. Doar că, vezi tu, nu mai le folosesc pentru că se întâmplă să fac greșeli fatale și nu mai vreau să... Adică n-aș vrea să regret la final, după ce termin desenul, să văd că, într-adevăr, bă, chiar am stricat desenul. Iar dacă se întâmplă să primești comenzi în cazul tău, că bănuiesc că faci portrete, de fapt nu bănuiesc, am văzut că faci ceva portrete, dacă o să ajungi să faci portrete persoanelor, încearcă să mergi cu creoane din acestea, cu categoria asta de creoane, cât mai slabe ca și categorie, sau cum să zic, ca și calitate, ca să poți, eventual ar trebui să combini, să ai, de exemplu, două creoane. Uite, de exemplu, eu am două creoane, ăsta are mină cu 0,7, știi? Iar asta, la întâi, e tot 0,7, dar e un HB, sau cum se zice, HH, da? Iar ăsta e un HB.
Deci cu un număr mai mare. Asta spun. Încearcă să folosești două creioane cu cel slab, să folosești în locurile destul de fine cu în care creezi tonalitățile, în locurile în care necesită tonalitate, folosești pe celălalt. Și atunci o să-ți poată să iasă ceva extraordinar. Dacă vrei să fie și mai calitativ, atunci folosește trei numere, să zicem așa. Plus implică și un pastel. Și crede-mă că este extraordinar de bine. Un pastel de culoare albă vreau să scot, să spun. Bun. Cu mult drag, cu mult drag. Să știi că sunt genul de persoană care mie îmi place să ajut, n-aș numi chiar sfaturi, dar nu să ajut dacă este nevoie pe cineva ce vrea să afle ceva anume legat de treaba asta cu desene, cu, mai ales cu portrete. Aș fi... cum să zic, de acord să ajut și să spun efectiv ceea ce ar putea să facă sau să le răspund la diferite întrebări legate de domeniul acesta. Deci, concluzie, oricare ar intra și ar vrea să afle, cu siguranță s-ar alege cu un bun prieten și totodată și cu sfaturi care, bineînțeles, pe viitor îi poate fi de mare, mare ajutor în momentul în care se hotărăște sau vrea să mai facă vreun desen sau vreun portret. Nu neapărat portrete, dar oricum un desen în general. Iar dacă ai întrebări, poți să-mi pui fără nicio problemă. Apropo, numele meu este Kevin. Al tău bănuiesc că este portrete Elisa. Elisa. Ori? Thank you.
Dă-te jos. Dacă te mai suni în pat, te mănânc. Am două cățelușe care, bineînțeles, s-au obișnuit să stea în pat și, bineînțeles, știi cum sunt căței, fac extrem de multă mizerie și atunci m-am săturat să stau să schimb chiar ceafuri și lejeria în fiecare zi, pentru doar că le accept să stea în pat. Iar ele în continuu să urcă în pat. Și eu le dau jos pentru că încerc să le dezobișnuiesc de ideea asta. Bună! Nu, nu, nu! Stai, rămâi jos! Stai cu minte acolo! Odată să mai fii, pasă-i ce-ți fac. Bă, tu ești stâmpită, mă, tu chiar ești stâmpită. Bă! Da! Las-o! Las-o, putem așa în gura ta, las-o! Păi eu îți spun să nu te sui și tu te sui tot în pat. Bine, la ce vrei faci acum? S-o trântești și iară. Dar nu s-a suit. Doamne, satanul, mă, e greu. Stai dreapta, fac, uite, că s-are și pânzul în moară, dreapta. Da, tata. După ce mănânci, așa, ne dai laptop pe noi. Nu mai mănânci, care fi clar. Da, dar mine... Bă, închide-mă ușa aia, că mi-a venit un miros de ouă. De la mama. Nu te duci să mănânci florii? Nu, că nu mi-e foame.
Nu le mai găseam, de-aia am stat atât. Nu, no, Trița! Stai jos! Anto, ai mâncat tata? Nu. Păi? Te aștept. Mi-e foame. Nu te foame? Bine, tati. Nici nu primești laptopul din țara asta. Te bat. Nu mă mai bate. Bate-te pe tine. Pune mâna și mănâncă. Păi tu din ce trăiești? Doar din jocuri și dulciuri? Nu se poate așa ceva. Hai, du-te și mănâncă. Că a făcut maică ta mâncare, fugi. Haide, vreau să-mi arăt ce-ai mâncat după aia. Ce nu trebuie să-i în pat că te mănânc. Lasă-mă în pace. Nu, nu au voie să te mai ții în pat. Gata. Bine, dar nu mă le bat. Acum au făcut mult. Nu. Nici nu cred. Lasă-le, mă, pace! Nu, 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 nu uite, am crezut că s-a suit în pat.
minte că ți-o iei. Nu mai fi nebun, mai fi mă leba. Kenny? Kenny? Hai, stai acolo și acolo. Te acolo că te bate la... Nu te mai sui în pat, că n-ai voie. Nu. N-ai voie în pat. Te bate la prost. Ce vrei de la mine? Lăsă-te frumos. Așa. Stai acolo acum, că vă bate asta. Nu! Nu tu ești strâmpită! Ce faci, păi, Genico? Nu eu, Antonio. Antonio, ce faci, tata, acolo? Îl ia de urechi,
mănâncă tată, după aia te joci cu câinii. Mănâncă, lasă-vă joaca. Ești la masă. Ce nu s-a făcut? Stai jos acolo. Hai vină cu acolo, clar. Hai vine aici, vine aici. Vine aici, vină. Hai, hai. Haide. Haide. Hai, clar, hai. Hai vine, vine. Nu-ți face nimeni nimic, da? Doar că trebuie să înțelegi că nu mai aveți voie să vă suiți în pat. Da? Da, tati? Dacă încolo nu vă mai suiți în pat, tati. Da? Stați aici, pe jos. Dormiți aici, liniștite, și tu și ea. Ok, tati? Amândouă stați cu nimeni. Ok? Nu, trebuie în pat. Nu e voie în pat. Da? Nu e voie în pat. Da, tati? Nu e voie în pat. Ok? Gata. Câinii stau jos. Nu e voie în pat. Nu. Nu e voie. Ok? Câinii stau jos. Oamenii stau în pat. Ok? Câinii stau jos. S-a înțeles, Clara? Iubire. Nu, nu e voie. Tu de ce ești tu de mai aici? De capul tău, ai stat în pis, nu mai pune piciorul pe pat, tu de ce ești tu, dă? Unde ai stat în pisatul, luai acolo, ce ai făcut acolo, balamucule? Hai gata, stați cu minți. Nu, du-o asta la gunoi. Du-o la gunoi. Du-o. Hai, du-o. Nu! Dă-te jos. Dă-te. Hai, Clara, dă-te. N-ai voie în pat, ce nu înțelegi? Nu ai voie în pat. Gata, jos. Nu mai aveți voie în pat. S-a întâmplat în Ungaria? Nu. Noi asistăm practic astăzi la o stat